Eu totuși nu înțeleg, Valeria, de ce noi începem nebuni de gustos la bucătărie, unde sunt invitații, unde sunt nebuniile? Emilian, noi astăzi sărbătorim, îi sărbătorim pe cei care ne susțin în nebuniile noastre și în gustoșenile noastre. Sunt echipa Linela. Primul magazin Linela a fost deschis pe data de 17 octombrie 2001. Și asta înseamnă că împlinește 19 ani de activitate. Și asta ar însemna că noi avem 19 motive în plus să sărbătorim. Dar totuși, de ce te-ai apucat de gătit? Pentru că mergem acasă la familia care a câștigat apartamentul anul trecut, la fel de ziua Linelei când am plinit 18 ani. Și tu ai extras câștigătorul. Sincer, mi-aduc exact aminte acele momente, acele emoții când mâna mea era acolo sus în, în cum se cheamă, betona mișalca, pe scurt, nu contează. Și toți așteptau cine o să fie norocos și mă bucur foarte mult că anume eu împreună cu echipa i-am făcut fericiți, dar mai am o idee la fel de, hai, de ingenioasă. Zic, tu asta ar însemna, de... tu dacă ai să te duci cu ceea ce gătești astăzi, înseamnă că eu nu pot să mă duc cu mâna goală, te iau frumușor cu mine, mergem la Linela, ne facem plinul și go la casă nouă. Haideți! Așa, Valeria, după cum ai observat, echipa Linela nu ne dau voie pur și simplu să intrăm în magazin să facem cumpărăturile și să mergem în ospeție, dar au decis să... ne pune la lucru! Nu e adevărat, au decis să ne provoace. Sunt 4 provocări pentru mine și 4 pentru tine. Cu cine începem? Cu tine, pentru că eu sunt gravidă și tu începi. Provocările pentru tine sunt de a găsi 3 produse marca Linela. 3 produse marca Linela, ok. De a alege produse care nu depășesc 100 de lei. Ok, 100 de lei. Cu coșul plin faci 10 așezări. Cu coșul gol faci? Faci 10 așezări. Așa, cu coșul plin. Și după miros să găsești pizza și să ceri o felie, poți să dai degeaba. Ești gata? Cronometrează. Hai. 3, 2, 1 și am plecat. Eu am încurcat. Fasole mă ating. Opa. Yep. Așa, 3 lucruri marca Linela. Înghețată, eu sunt sigur că este. Raz, dva, zeale, hop. Fructișoare. Deci, dragă Valeria, ai noroc că ești un pic graviduță, dar după ce am să fac eu aceste așezări, ești și gravidă de tot. Vă rog frumos o felie de pizza, că am o gravidă. Repede, 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 Valeria, eu vin, gata, așa. Mersi, mersi mult. Eu gata, Valeria. Pizza, vrei? Ții, nu-ți dau, stai. Aha. Eu cât mănânc pizza, trebuie acum tu să faci 4 challenge-uri. Primul challenge, trebuie să tânzăiești 1 kg de roșii la ochi, fără cântar. 2. Trebuie să alegi produse pentru micul dejun. 3. Trebuie neapărat să alegi produse marca Linela și 4. Departamentul pentru copii, ție ceva pentru baby. Ai plecat? Ai plecat? Eu am mâncat. Primul challenge, roșiile.
să vedem abilitățile mele de a alege un kilogram de roșii. Așa. Să vedem. Un kilogram 190, aproape. Acum pentru mic dejun. Lapte, brânză, cașcaval. Luăm de două feluri. Câteva produse marca proprie, așa, castraveți mie dacă nu spui câte. Eu iau mai multe, patisoane și tocane din Dovlecei. Cremă de alune și miere bun străbun de tei. Aici cred că nu mă grăbesc. Băi, dar ce jucările frumoase! Îl aleg pe acesta. Scutece, da, o să am nevoie. Șervețele umede, linela. Mergem mai departe. Așa, deci produse marca linela avem. Ui. Pentru micul dejun, cașcaval, ouă, chifir, așa. Roșii, e un kilogram aici? Oh, aproape un kilogram, un kilogram 200. Un kilogram 200 jucării pentru copil. Avem toate produsele, asta ar însemna că trebuie să mergem la familia norocoasă, în ospeție. Dragilor, de data aceasta noi suntem invitații, ne-am luat emisiunea și am venit în ospeție la familia care în an, în cadrul campaniei aniversare și deschiderea celui de-a 100-lea magazin Linela, au câștigat un apartament. Abia aștept să-i cunosc pe norocoși. Go! Hai! Așa, dragilor, suntem în casa familiei norocoase. Felicitări, am fost la voi în casă un an în urmă, unde era totul alb, acum arată perfect, ideal, felicitări. Eu tot mă bucur că în sfârșit i-am cunoscut pe câștigătorii apartamentului și prima întrebare care vreau să le pun este cum v-a schimbat viața acest apartament? Ne simțim mai liber, mai... știți, putem permite mai mult de acum. Când locuiesc la eram gază? Când eram cu gândul să strângem o căsuță din cuibușor, multe nu-mi permiteam. Dragilor, apartamentul l-ați câștigat în luna decembrie. Când v-ați mutat aici, în casa voastră? Apartamentul l-am câștigat pe 29 decembrie. Deci țineți minte și data, eu asta nu țin minte. Nu să uităm niciodată. Din start a fost în variantă albă, însă linela a făcut reparații și avem deja o lună ne-am mutat, avem trăit în casă nouă, emoții fiecare zi. Ați făcut și voi obiceiul ăsta, nova serie, intrare în casă. Da. Intrarea în casă, da? Da, am făcut-o cu... Cu cine ați făcut? Apropiații, cu părinții. Dă-le un sfat, te rog, oamenilor care ne privesc. Ce trebuie să faci ca să fii norocos și să câștigi un apartament? Da, sincer, nici nu știu. Norocul vine de la sine, cred că. Credeți în promoțiile. Participați la promoții. Era și un banc. Doamne, te rog, fă măcar o dată să câștig și eu, că niciodată n-am câștigat. Și Dumnezeu îl întreabă, dar tu bilet ți-ai luat? Nu, dar cum vrei să câștigi? Asta ar însemna că să avem încredere în noi și, bineînțeles, să participăm la toate campaniile pe care le organizează Linela. De ce dar nu? Eu cred că după ce ați câștigat, eu sunt sigură că voi deja credeți în astfel de concursuri. Dar cel mai bine spuneți. Vreau să zic că în toamnă, Linela o să mai aibă foarte multe surprize. Vă băgați iarăși sau sunteți ne-am mulțumit cu un apartament și gata? Sincer, ne-am mulțumit, dar oricum... Mai vrem unul, dacă or fi. Norocul nu chică de două ore, răceală, dar oricum participăm. Anturajul vostru, prietenii voștri, cum au reacționat că iată voi ați câștigat și voi sunteți oameni reali, adică nu sunteți... Nu sunteți rudi cu noi sau cu Linela sau... Toți mă întreabă, toți chiar, n-ai nici un cumătăr pe la Linela acolo, nu? Sincer, deci nu știem că e sincer, nu știem pe tine, deci nu știem că chiar într-adevăr este așa ceva, o promoție, n-ați de cuiva cunoscut, ea că, deci sincer, bravo, deci bravo Linela, dar sunt alți care nu prea cred. Nu prea cred. Deci, ca când
achitat bani, să spunem așa, să ne adică, adică da. Interviul pe care îl avem astăzi înseamnă că eu mi-ai primit niște bani. Da. Nu, dragilor, după cum bine știți, nu este niciun fel de fake. Acest interviu este, este o familie reală care a câștigat în an un apartament unde suntem noi astăzi aici. Și tu mă interesează cum v-a schimbat totuși viața acest cuibușor, acest apartament. Viața. Știu că voi locuiați la gazdă sau ceva da. De genul înainte de da, la apartament. Gaz. Sincer, avem o lună de zile de când, dar tot cu ceva nou, că și Victoraș spune bunica, îl cheamă, haideți în sat, dar Victoraș nu bunicuța. S-a prins ca la dânși acasă, de-a un tată încolo, tata de în parc, de-a încolo și de altfel. Sincer, nici la bunica nu vrea de-a. Deci bunica eu mai rău, la mine și apasă. Unde poate fi mai bine decât la tine acasă. Da. Dragilor, după cum ați observat, totul este real și nu este un fake sau ceva regizat. Însă mai am o veste foarte bună. Și în această toamnă, echipa Linela au pregătit pentru voi foarte și foarte multe surprize, în mod special pentru clienții fideli și pentru prietenii acestei familii frumoase Linela. Și este foarte important să urmăriți paginile oficiale Linela, să ne urmăriți pe noi, de ce nu? Bineînțeles. Să fiți primii care află de toate darurile care o să le împartă Linela. În această toamnă. Vă pupăm! Și mergem să mâncăm gustoșenii, mai bine spun cheesecake!